Studenții anilor 1 și 2 din Academia Militară a Forțelor Armate Alexandru cel Bun desfășoară în perioada 11-21 mai trageri de luptă la Batalionul de Instrucție, Baza Militară de Instruire a Armatei Naționale de la Bulboaca. Tragerile sunt executate din armament de infanterie și artilerie, printre care mitraliere, dispozitiv de tragere redus de artilerie, dar și pistol Glock. Exercițiul militar este organizat în baza unui scenariu fictiv și are drept scop îndeplinirea obiectivilor specifice misiunilor de stabilitate și sprijin pentru menținerea păcii. Militarii au executat tactici, proceduri și tehnici necesare pentru îndeplinirea misiunilor speciale. Ședințele se desfășoară în conformitate cu planul de instruire al Academiei Militare a Forțelor Armate.